Pentru agricultura românească, inginerul Dumitru Manole este un reper. Ferma sa din județul Constanța reprezintă un pol al tehnologiilor, un loc în care experiența și cunoștințele inginerului Manole reușesc să pună în valoare cele mai noi soluții de cultură. În acest an, culturile din ferma maestrului Dumitru Manole sunt supuse unui veritabil test. Nu doar un test al secetei, ci și unul al dăunătorilor. Fermierul a monitorizat atent întreaga suprafață cultivată și consideră că este un moment esențial ca mai multe semnale din teren să se facă auzite în birourile de la București și chiar mai departe. Cel puțin de 30 de zile nu a picat niciun strop de apă și cu această ocazie, ca să fiu mai la subiect, Vreau să vă spun că în anul cel mai secetos din punct de vedere al înregistrărilor climatice, anul 2020, de la 1 ianuarie până la 1 iulie am avut 145 de milimetri de precipitații pe metru pătrat, iar în anul pe care îl traversăm, 1 ianuarie, 1 iulie 2022, n-am avut decât 202 mm. Deci un plus pentru anul 2022 de 60 de mm. Evident, ne găsim la recoltarea grâului. Producțiile sunt mulțumitoare. Producția este dișmuită, O să spună cineva, băi, ce folosești termenul acesta? Păi îl folosesc pentru că avem o serie de patogeni Endemici. Și o să mă întorc la Zabrus Tenebrioides, care, mai ales în anul trecut, 2021, în anul acesta, acolo unde grâul s-a semănat după grâu, o să spună cineva, păi băie, de ce nu faceți rotație? Nu, e vorba de grâu anul 1. Pentru că în această zonă este. Neapărat necesar să pot cultiva grâu 2 ani. De ce? Ca să am rotație pentru floarea sarului, care trebuie undeva la minim 4 ani. Nu mai spunem 7-8 ani, cum spunea regretatul Nicolae Zanfirescu și Bâlteanu, ci datorită imazamoxului putem reduce această rotație la uh, minim 3-4 ani. Și atunci am făcut această motivare, ca să nu avem cărcotași. Păi de ce se merg greu după greu? Nu doamne, greu după greu un singur an. Și de ce? Să pot să am rotație, pentru că datorită lipsei de irigații în Dobrogea și în Constanța, la județ ne referim, în anul 2022 s-au semănat și s-au cultivat 187.000 de hectare cu grâu. Avem teren arabil, 448.000 de hectare. Deci, iată, grâu aproape de 50% în structura culturilor. Dacă adăugăm și orzul, 47.000 de hectare au fost sau recoltat, mai punem și răpița 30.000 de hectare, ce ne mai rămâne? Porumbul care e cultura cea mai profitabilă, vedeți că nu plouă, asemăna porumb, a cultivat porumb fără să ai minimum 6 de mm precipitații, este un risc. Dar îl mai asumăm. De ce? Că trebuie să am și trei culturi acolo când mă prezint la apia, nu? Și mergem și riscăm. Ca și anul acesta, porumbul și floarea solului, care e mai rezistentă cumva la condițiile de secetă. De ce? Pentru că are acea rădăcină pivotantă care explorează stratele de sol la 60-80 de centimetri, dar încă o dată mă întorc la zabrus. O femelă depune în jur de 80-100 de o. Ponta are loc în uh, iunie, adulții apar în mai-iunie și are loc depunerea ouălor. Deci revin 80-100 de ou. Venind precipitațiile care cad în toamnă, din galerii apar larvele. Și larvele continuă să își producă atacul până când temperatura este de plus 4 grade. Intră din nou în galerii și continuă în perioada, acum nu mai avem ierni. Și zabrusul a produs, ce să vă spun, și anul trecut, și anul acesta, pagube serioase, pe lângă Zabrus, mai avem uh, Microtus arvalis. ce e asta? Ah, e o denumire latină a banalului șoarece de câmp. Datele din statistică spun că o familie de șoricei consumă 4 grame de grâu la hectar. S-au făcut niște calcule, că pierderile pe hectar sunt undeva la 112 kg pe hectar. La Zabrus, hulitele neonicotinoide, și cu ocazia aceasta vreau să mai fac o precizare, pentru că mai avem un alt dăunător, anoxia viloza, cărăbușul de stepă, care, pe malul Dunării, care pleacă de la Seimei și merge până la Topalu, Dunărea, sunt suprafețe de teren în care oamenii n-au cunoscut, și mulți m-au invitat, domne, ce e aici? Am pus mâna pe o cazma și ne-am arătat larvele. Deci, iată că lipsa de tratament la semânță cu substanțe active specifice, vezi neocotinoidele, care sunt valabile și pentru zabrus la greu, iar privind privința celor de câmp, aici este o mare problemă pentru că cu 12-15 ani în urmă am scos endosulfanul, o substanță activă, și acum nu mai avem nimic. Deci iată că plătim tribut. Mă refeream la bijmoitul recoltelor de grâu. Și la noi, la fermă, producțiile acolo unde am avut atacul de zabrus au fost mai mici cu 1000 de kilograme, 1500 de kilograme și anul trecut am întors, cum se spune, 20 de hectare de grâu la societatea pe care o reprezint, pe lângă ceilalți vecini, fermieri care am întors și ei suprafețe întregi de grâu și plătim aceste tributuri. Poate cineva se va gândi și la acești patogeni. Ne găsim în aici la un câmp de observare, nu de cercetare, în care sunt uh, 13 hibrizi cu tehnologia Imazamox, ca să înțeleagă și o parte din telespectatori și cei care audiază, e vorba de produsul comercial Pulsar sau Listego. Și 6 hibrizi de floarea soarelui cu tribenuron metil să înțeleagă iară produsul comercial, e vorba de produsul expres. Sunt 19 hibrizi, din care 2 hibrizi sunt semănați la perioade diferite. Și de ce? Am practicat aceste observații, nu cercetări, că e problema mult mai pretențioasă când pronunț acest termen. De vreo 15 ani. Și atunci, datorită lipsei de precipitații, datorită lipsei irigațiilor, datorită creșterii temperaturilor, n-am mai semănat floarea solului așa cum spuneau înainte și în perioada. Era perioada optimă, 5-10 aprilie. Ne întâlnim cu alt regim al precipitațiilor și acest regim este deficitar. De ce lipsește irigatul? Și atunci, neavând apă în stratul de sol, în care introduc semânța fie că e vorba de floarea soarelui, de porumb, de soia și celelalte culturi de primăvară, am început de 15 ani să semăn floarea soarelui în luna martie. Când am în sol 7-8 grade, încep semănatul, dar oricum în luna martie. Uite, am hibridul acesta care a fost semănat pe data de 18 martie. A Același hibrid în stânga mea este semănat, așa cum spuneau înaintea și Nicolae, Zanfirescu și Bălteanu, 50 aprilie. Iată, acesta are deja boabele formate și boabele sunt pline. Păcând la același hibrid, în stânga mea, observați că la acesta și se observă. Palele sunt deja veștejite și păcând la acesta și capitolul este mai mic, da? Și uitați cum arată sepalele. Recoltarea aici se începe în 15-20 august se recoltează. E, punând greu după floarea soarelui, am timp să pregătesc terenul și Ăsta e un alt avantaj, dar un alt mare avantaj, care este? Este Oroban SP. Băi, spune băi românești, ai să spui. Nu, e vorba de lupoaie, cum îi spune popular. Da? Și lupoaia apare la 27 de grade. Uitați-vă. Avem lupoaie. Bun. Da, capitolul format. Și atunci este un alt mare avantaj. Capitolul e format, boabele s-au umplut. Și în felul acesta am adaptat tehnologiile în cazul florisarului. Am făcut același lucru și la porumb și la soia. Și vreau să vă spun că în acest bazin, care pleacă de la <coughs> Movilița și se duce până la Negru Vodă, producțiile chiar în anii aceștia, foarte secetoși, n-au fost mai mici de 3 tone. Cu excepția lui, lui 2020, unde, acolo unde am, au semănat, au făcut în jur de 1300-1400 de kg la hectar. Alții n-au recoltat nimic floarea în anul 2020.